Neața, ce frumoasă este viața! Astăzi vreau să vorbesc despre reacțiile primite atunci când lumea a aflat că ne-am mutat în Germania. De ce zic că ne-am mutat și că nu ne mutăm? Pentru că marea majoritate au aflat la multe luni după ce ne-am mutat, că atunci am ales să public pe undeva. Inițial am împărtășit vestea doar câtorva apropiați, respectiv părinților mei și 2-3 prieteni. În rest nu a știut absolut nimeni. Mulți cred că au gândit că suntem într-o vacanță prelungită sau ceva de genul. Mai ales că eu încă eram în concediu de creștere copil, dar nu. Da, am ales să public vestea după ce perioada mea de probă a trecut. În Germania, perioada de probă standard este de 6 luni. Și feedback-urile de care vreau să vorbesc au venit fie de la rude, fie de la cunoscuți, prieteni, foști colegi, în fine, diverse contacte. Foarte mulți curioși, cu întrebări în privat. Da, deci întrebările erau cam de genul: dar știți germană? Credeți că o să vă descurcați acolo? Da, amândoi știm germană, sau știam, la momentul mutării, pentru că am studiat în școală, deci n-am pornit de la zero ca alții. Amândoi eram la un nivel B1, să zic așa, pentru că chiar dacă am studiat, nu am practicat germana. O altă întrebare a fost... și ce faci cu părinții tăi acum că i-ai adus în București, îi lași de izbeliște? Mai bine se mută înapoi la Brăila. Foarte mulți oameni cu păreri care nu știu conjunctura în care părinții mei s-au mutat. Părinții mei nu s-au mutat neapărat pentru mine în București, ci pentru că aveau probleme de sănătate grave care nu puteau fi tratate într-un oraș ca Brăila, unde nu sunt medici, unde dacă există un doctor bun pe o anumită specializare, trebuie să alergi după el, să te rogi, să te milogești și așa mai departe. De asta s-au mutat părinții mei în București, ca să le prelungesc viața și să le asigur un confort și să pot să am și eu acces la doctorii la care merg ei, ceea ce în Brăila nu s-ar fi putut întâmpla. Părinții mei s-au descurcat și fără mine și se descurcă în continuare tatăl meu. Eu mă ocup de la distanță la fel ca și cum aș fi fost acolo, pentru că dacă aș fi fost în România, cu siguranță nu i-aș fi văzut zilnic, pentru că aș fi avut un job, aș fi avut probleme cu familia mea și așa mai departe. Deci mă ocup de la distanță de absolut tot ce ține de sănătatea tatălui meu, programări la doctor, ținut dosarul medical, vorbit cu doctorii, plătit facturi, făcut comenzi online de medicamente sau mâncare sau mai știu eu ce. Deci da, mă ocup, cred că mai mult decât se ocupă mulți de vârsta mea, de părinților, care doar așteaptă să le trimită pachete și să le crească copiii. Apoi, nu mai știu cine mi-a zis, credeți că o să vă descurcați financiar? Că am și eu pe cineva care face menaj și câștigă vreo 1000 și ceva de euro, dar este tot timpul la limită cu banii și nu știu ce. În primul rând, eu nu mă duc, dacă aleg să plec din țară, nu mă duc pe joburi sub nivelul meu de pregătire. Am același gen de job pe care l-aveam și în România și câștig proporțional cu cât se câștigă pentru astfel de joburi. Nu am plecat de la un salariu de măturătoare din România, nu ne lipseau banii,
amândoi lucram în corporație și câștigam peste medie, adică peste 2000 de euro cel puțin, și nu s-a pus niciodată problema de bani, da? Am plecat pentru o viață mai bună pentru noi și copilul nostru, stabilitate, echilibru, etc. Și câștig pe măsura jobului pe care l-am aici în Germania, da? De service manager, service delivery manager și ce mai fac eu. Așadar, am lămurit și problema asta. Apoi au fost foarte mulți care au întrebat deja când pot ei să vină în vizită. Noi, la momentul respectiv, aveam deja o locuință în care stăteam cu chirie. În general, mie nu-mi plac chestiile astea, să mă mut în altă țară și să devin hotel pentru prietenii din România, pentru că nici eu nu fac asta. Nu mă duc în vizită la nimeni sau nu mă invit. Și nu practic, adică stăteam într-un apartament de 4 camere, iar acum ne-am cumpărat un apartament de stăteam într-un apartament de 3 camere care avea în jur de 70 de metri pătrați, iar acum ne-am cumpărat un apartament de 4 camere, dar a patra cameră este birou. Și nu țin să devin hotel, da, pentru nimeni. Poate în situații excepționale, nu sau pentru anumite persoane, dar nu sunt genul care să facă chestia asta, nu-mi place. Vreau o viață liniștită, nu vreau să devin servitoare pentru cine vrea să se invite să locuiască pe la mine. Sau să-și facă vacanțele fără să plătească chirii. Pentru că nici eu nu fac asta. Apoi, ce-a mai fost întrebați? Mi s-a zis că ne admiră pentru curaj, că ei nu ar avea curajul. Nu mi se pare, curajul este să stai în România în momentul ăsta, părerea mea, dat fiind ce se întâmplă. Dacă ai un job la corporație, nu înseamnă că l-ai pe viață, și dacă ai un salariu decent, nu înseamnă că acel salariu îți crește exponențial, ceva ce foarte mulți greșesc, în special cei tineri. Nu poate să-ți crească salariul exponențial sau nu poate să-ți se adauge sute de euro de la an la an la salariu. Nu există așa ceva. Și acele corporații pentru care lucrezi azi sunt, mâine nu mai sunt, da? Sau se mută în țări mai ieftine decât România, gen India sau China sau mai știu eu unde. Deci nu vă bazați pe chestia asta. Repet, noi nu ne-am mutat în afara țării pentru bani, ne-am mutat pentru stabilitate, pentru o viață mai liniștită, pentru un sistem educațional stabil, care să nu se schimbe de la un regim politic la altul, pentru a fi mai liniștiți și a putea călători mai mult și așa mai departe. Apoi, nu mai știu ce a mai fost întrebat. Ideea este că și mi s-a zis că noi nu ne gândim să plec. Alții au zis că noi nu am plecat pentru că nu am câștigat mult mai mult în afara țării și sperăm totuși să se schimbe lucrurile și în România, că mai ieșim la proteste, mai nu știu ce. După cum vedeți, lucrurile nu se schimbă nici în România, nici în București. Nicușor Dan este aceeași mărie cu altă pălărie, orașul tot groaznic arată și așa mai departe. Probleme sunt, nu intru în detalii. Nu cred că se mai poate rezolva ceva în România în acest moment și pur și simplu trebuie să ai bani foarte mulți, prin asta însemnând mai mult decât salariu sau salarii din astea de la 5.000 de euro în sus, ca să răzbați într-un oraș precum București, unde există competiție, unde trebuie să investești în activități extracurriculare, pentru că la școală nu se face nimic, chiar dacă e școală de stat sau privată, școlile private nu sunt acreditate și oricum mulți tratează materiile extrem de superficial. Dau note doar ca să dea bine și cam atât. Cunoștințele multora care finalizează școli private nu sunt wow. Deci eu nu
mine nu cred că se mai poate schimba ceva în România în acest moment și cine rămâne, rămâne din comoditate sau pentru că crede că salariul lui de 2-3-4.000 de euro de la corporație îi asigură stabilitate. Dar, repet, asta nu este ceva pe viață. Corporația azi este, mâine nu este și nu îți poate crește salariul exponențial la corporație. Nu există așa ceva. În România mulți au avut iluzia asta, chiar și eu când aveam 20 ceva de ani. Da, nu știu. Asta au fost motivele noastre. Cam asta. Ăsta a fost feedback-ul pe care l-am primit. Nu pot să zic că am fost impresionată sau că aveam alte așteptări, dar de unii a fost dezamăgită, să zic așa. Asta spune multe despre cei care emit astfel de păreri sau care încep să judece și îți schimbă părerea la un moment dat, când oamenii încep să se manifeste altfel. Fiecare ia deciziile care crede că sunt mai bune pentru el și pentru familia lui. De la o familie la alta, scenariul este diferit. Poate pentru unii o mutare de genul ăsta este bună, poate pentru alții nu. Poate unora le e greu să se desprindă pentru că le-ar lipsi ajutoarele cu copiii. Foarte mulți își folosesc bunicii în creșterea copiilor, ceea ce într-o țară precum Germania nu se practică și nu îți poți căra tot familionul cu tine. Multora le-ar lipsi viața socială pentru că nu poți să ai o viață socială de la început, mai ales dacă nu ești genul foarte deschis și prietenos, mai ales dacă treci printr-o pandemie. Trebuie să știi ce e mai bine pentru tine și pentru familia ta și să iei decizia care crezi că vă avantajează pe voi. În cazul nostru a fost cea mai bună decizie, chiar dacă încă ne este greu și încă ne adaptăm și încă ne străduim să răzbatem. Pentru copilul nostru a fost cea mai bună decizie, chiar dacă poate noi a trebuit să facem niște compromisuri și încă le facem. Da, este greu din punct de vedere al vieții sociale, mai ales că am traversat pandemia, dar nu imposibil. Avem niște prieteni cât de cât. Mai socializăm, mai ieșim pe la diverse chestii cu copilul după noi sau separat, cum am mai spus și cu alte ocazii. Asta de fapt cred că este problema multora din România, care sunt obișnuiți să-și lase copiii pe la bunici și să plece în city break-uri și weekend-uri de făcut sex. Nu există așa ceva. Dacă faci un copil, ți-l asumi, îl crești singur și nu-l plasezi pe la alții să trăiești tu viața. Copilul trebuie să facă parte din viața ta, tu ești principalul responsabil pentru el. Nu cred în vacanțele fără copii, nu cred în bullshit-urile care se promovează printre corporatiștii din România, nu sunt adeptă așa ceva. Mi este greu, dar simt că este de datoria mea să mă ocup de copilul meu. Și oricum n-ar avea cine să o facă. Poate poți să apelezi la bonă, plătită cu ora, să ieși undeva. Dar ne descurcăm și așa și sincer nu aș putea pleca fără copil. Da, deci cam atât. Cam asta. Asta au fost feedback-urile pe care le-am primit în urma mutării în Germania. Singurii care efectiv nu au judecat și nu au reacționat în vreun fel negativ au fost părinții. În rest, cred că toată lumea a avut păreri într-un fel sau altul. Sau cumva au comparat cu situația lor. Cam atât.